Doamnelor, domnișoarele, suntem fericiți astăzi. E o zi frumoasă și bună, fiindcă suntem toți împreună, suntem aici, la Cernăuți. Știți bine ce înseamnă cuvântul Cernăuți. Și dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Asociația Isidor Bodea, care a fost înființată la 23 ianuarie, anul ăsta s-au împlinit 23 de ani de la înființare. Era o zi așa, păsumărită de iarnă și în sala societății Mihai Eminescu din Cernăuți, piața centrală numărul 9, s-au adunat câțiva entuziaști care au făcut nucleul celălalt care, de la care s-a început activitatea societății. Principalul că am trecut prin toate cele grele de la început. Mulți, foarte mulți, nu înțelegeau pentru ce, la ce, cu ce țeluri și așa mai departe este asociația noastră Isidor Bodea, dar cu timpul noi am arătat că suntem independenți, suntem medici de calitate și facem tot pentru a înălța și a face încă mai bună medicina noastră comună, că toți suntem noi pentru oameni, pentru copii, oameni și așa mai departe. Isidor Bodea e o prestigioasă personalitate medicală de care sunt legate pagini glorioase în istoria medicinei ținutului nostru. În particular, el a fost fondatorul Spitalului de Copii din Cernăuți. Mâine când vom fi pe teritoriu acolo a Spitalului de Copii din Cernăuți, pe strada Bucovinscă, chiar cine a dori poate să viziteze locul ăla unde a fost și apartamentele regretatului Isidor Bodea. El a trăit acolo pe teritoriul spitalului. Spitalul care el l-a fondat. În această scurtă, dar totodată și reprezentativă perioadă de două decenii, membrii societății, fondator și președinte permanent de la Constituire și până în prezent, dr. Ion Broască, fondator și vicepreședinte, doctor în științe medicale Gheorghe Scrândiță, fondator și vicepreședinte, doctor în științe medicale, gastroenterologul regretatul Pietru Mândrescu, care și-a apărat teza de doctor în științe medicale la București. Ei au desfășurat o activitate asiduă orientată la popularizarea mai întâi în sânul populației românești din regiunea cunoștințelor medicale, la ridicarea nivelului sanitar al populației, afirmarea unui mod, perfecționarea profesională a cadrelor medicale, îmbunătățirea calității asistenței medicale în general și în zonele rurale cu populație românească în mod special. Nu și apărarea drepturilor profesionale ale medicilor, colaborarea și întreținerea relațiilor profesionale cu, și spirituale cu colegii de breaslă din alte regiuni ale Ucrainei, din Republica Moldova, România și alte țări, după cum sunt statuar consfințite scopurile societății. Un aspect al activității, societății îl reprezintă valorificarea trecutului medical al Bucovinei, mai ales în perioada interbelică și mai devreme, readucerea în memoria contemporanilor noștri a numelor pe nedrept uitate ale multor personalități românești notabile din istoria medicinii. Anume, în acest context se înscriu în activul membrilor societății numeroase acțiuni, dintre care unele au devenit tradiționale.
S-au organizat în această privință seminare cu caracter istoric, simpozioane, conferințe internaționale, în cadrul cărora au fost scoase din neuitat figurile și opera de pionierat a unor asemenea înaintași în istoria medicinii bucovinene, ca primul, desigur, Isidor Bodea, fondatorul Spitalului de Copii Octavian Georgian, fondatorul maternității din Cernăuț, Constantin Țurcanu, fondatorul serviciului psihiatric al Spitalului de Boli Nervoase din Cernăuț, Vasile Volan, directorul Spitalului Central, Ioan Volcinski, primul obstetrician ginecolog al Bucovinei, Eudoxiu Procopovici, ce era șeful secției de ochi în Spitalul Central, Dumitru Bagdasar, șeful secției de neurochirurgie la Spitalul de Boli Nervoase.